La Constanța nu ninge, însă furtuna de pe mare a dat peste cap activitatea de la mal. Autoritățile susțin că valurile ajung până la 8 metri înălțime. Tocmai din această cauză, majoritatea navelor care așteptau în radă să intre în port au făcut cale întoarsă. Astăzi, porturile Constanța, Mangalia, Midia și Agigea au fost închise. Comandanții navelor aflate la țărm au fost sfătuiți să-și dubleze legăturile pentru evitarea unor accidente.